Am citit, declarația domnului Primar cu PND de Leon, mai finanțează în Campa Pașani, dar parte comunicatele PSD-ului zilnic ne spun că o să vină valuri, valuri de bani, vagoane de bani, nu mai înțeleg ce mai face PND-le pe ceva la Bădă asta e doar o bogoță de propagandă. Prin vocea viceprimarului Cosmin Andrei, socialdemocrații s-au arătat nemulțumiți de faptul că nu se acordă finanțare de la primărie pentru toate cele 24 de proiecte propuse. Din păcate, astăzi este o zi foarte tristă pentru municipiul Botoșani. Dacă rămânem cu aceste 7 proiecte pe care le supunem, le propunem la cofinanțare, pierdem suma de 6 milioane de lei. Nu cred că ar trebui să ne facem noi probleme dacă Ministerul Dezvoltării poate evalua sau nu 9.000 de proiecte. E treaba lor. Primarul a explicat faptul că s-au modificat regulile în timpul jocului, iar primăria nu mai are suficient timp la dispoziție pentru a pregăti documentația necesară și pentru restul proiectelor. Singurul lucru de noutate care a apărut în programul PNDR este faptul că inițial ni s-a solicitat să facem documentațiile până la data de 30 noiembrie. Este vorba de, din câte știți prea bine, de 9.000 de proiecte la nivel național. Deci 9.000 de o sumă, nu sunt bani. Termenul s-a modificat. Primăria va trebui să depună documentațiile până pe 31 octombrie. Primăria are pregătite proiecte pentru mai multe investiții pe partea de școli, grădinițe și reabilitarea străzii Drumul Tătarilor.